merge. Da. Ce? Am dat un aparat și el ai dat în schimb? Eu am dat vizita. Ce am dat? Vizita. Da, la schimb. Unde le plasăm și noi plasă? La umbră stau mai bine oare? Cred că e egal. Sau la soare, că sunt verzi și le trebuie să se clorofilizeze. Bună! Să vă văd ceva. Deci, am o clipă. Ok, mulțumesc. Nu ne să aibă mai mult spațiu, ăla poate la umbră mai mic. A? Da, am pus să iau un cadou la soție. Să flori sau plante de ceva aromat? Așa, după aspectul lor, nu prea cu ce. Dar îți vine să zici ca fi. Nu știu dacă îți place. Da, se face. Da, se face. Da, sunt roșii. Și alegi, care dintre cele două, câte mai sunt. Să vedem care arată mai bine. Și face și roșii. Mai și că are perioada de... cum se numea? Ia 120 de zile ca să crească până la fruct. Și după aceea face fruct până dă primul îngheț. Și astea au două luni deja, din 120 de zile, deci sunt la jumatea perioadei. Chiar vroiam roșie de mult. Yay! Să nu moară până în de seara. Dacă poți să faci lucruri cu mine la țară, acasă am făcut și experimentare. La țară, cu mine din magazin, cu mine din magazin, cu mine din magazin, și nu m-am luat la țară. Bine, ce mai e pe pantalon? Am o perche de pantalon roșu, perche de pantalon scurs de blugi. Așa, asta cu ăla. Asta mai am. Asta mai am. Asta mai am. Asta roșu. Bine, poți să-i modifici, dar poți să-i modifici ce variație, facă mai strâng și o să vedem. Hai să vedem dacă am ce să-ți dau la schimb. Nu trebuie neapărat. Nu trebuie neapărat. Dacă ai ceva drăguț? Da. Confirmare, am luat un sticker și vederea. Da. Mulțumesc. Ce mai? Ce tare grosul din spate. Nici eu. Eu tocmai mi-am eliberat stand-ul, am avut aici la urmă. Fără bani, fără tarife, fără prețuri. Doar schimbă de obiecte, de haine, după cum vedeți sunt cărți, bijuterii, tot felul de lucruri pe care participanții le au acasă și vor să le împărtășească cu dragoste celorlalți participanți sau vizitatorilor care nu aduc neapărat ceva. Sperăm să păstrăm, să facem o tradiție din toată treaba asta și să ne strângem cel puțin o dată pe lună sau la două săptămâni, ar fi și mai frumos, să schimbăm lucruri, idei, abilități, fiecare ce știe să facă, să înveți, să ne învățăm între noi un fel de idee de incubator sau, și să creăm un fel de tradiție în Cluj, chiar aici. Nu este OSR, pentru că mulți ne-au spus că facem un alt OSR în piața muzeului. Nu, nu este un OSR, aici este o piață pe liber schimb. Putem să luăm lucruri chiar și pe gratis dacă nu avem ceva la noi sau nu ajungem să negociem în vreun fel. Plăcere! Pentru câta oară organizați? Este prima dată când organizăm piața socială și am vrea să facem o tradiție din asta. Eventul este, de fapt a fost... Evenimentul este la a treia ediție ca festival, dar a fost și anul trecut, dar cu un alt concept.
au fost și oameni care au schimbat identități, au fost și ateliere de desenat și așa mai departe, desenat cu cretă pe Caldarâm, dar anul ăsta ne-am axat doar pe social market, de asta am spus că în felul ăsta este prima ediție. Am vrea să o facem din ce în ce mai complex, avem și muzică, mai nou au venit doi studenți la UAD și sperăm să fie din ce în ce mai interactiv și mai complex. Cum a fost reacția publicului? Publicul a fost puțin contrariat, nu au știut despre ce e vorba. Prima dată a trebuit să le explicăm, să le dăm pliantele, să le arătăm care e faza cu festivalul, dar apoi i-am convins și s-au apropiat. Foarte mulți au plecat cu diverse obiecte. Dacă vom face o tradiție în asta și ne vom strânge regulat, probabil vom fi din ce în ce mai mulți și mai convinși de utilitatea pieței sociale ca alternativa noastră la lumea monetarizată și excesiv de fiscalizată, unde banul este principalul fetiș.